ai început această aventură în fotbal, dacă erai pasionat de mic de fotbal sau a venit așa o propunere de a merge la o școală? Nu, am fost pasionat de mic. Mă uitam la televizor și vedeam, prima și prima dată am văzut Manchester United cu Van Nistelrooy, Cristiano când era tânăr, când era la început. Și de acolo am spus, bă, vreau și eu să fac treaba asta. Cum era Florinel Coman copilul? Agitat, se juca tot timpul cu mingea, că ai avut acea copilărie clasică pe care Da, am tinerii prins o de azi. copilărie foarte frumoasă, pe care tinerii din ziua de azi nu o mai au. Da, mă jucam foarte mult, stăteam foarte mult afară cu mingea tot timpul. Am avut prieteni mai mari decât mine tot timpul. Am văzut un anunț venind din drum spre școală, am văzut un anunț cu... Eram cu bunica mea și i-am spus, mama, vreau și eu să merg să dau probe la această școală. Este vorba de Luceafărul Brăila. Am fost acolo. Băieții m-au primit foarte bine, eram copii cu toții. Am avut un meci pe un teren sintetic, pe un teren mic, 7 la 7, ceva de genul. Și dădusem 2-3 goluri acolo și cei din conducere mi-au spus că să vin și următoarea zi și că mă legitimează la club. Cine ți-a luat ghetele? Cum era atunci? Ghete cu echipament? Că bănuiesc cum e ca acum. Echipamentul ne-l dădeau cei de la Luceafărul. Ghetele le achiziționam, adică părinții mi-au cumpărat primele ghete, R10 vișinii erau, foarte bune și ce pot să spun, am avut o copilărie frumoasă. Pe ce post ți-ai dorit să joci de la început? Atacant central a fost postul meu, mi-a plăcut foarte, foarte tare acolo, marcam meci de meci, echipa trebuia să aducă mingea în fața porții și mă simțeam foarte bine pentru că eram în centrul atenției. Și după ai ajuns După am avut, sub bagheta lui da, Ghiorgi. am avut un turneu la Galați, finala pe țară, și iar acolo a venit dânsul, a asistat la finală, luasem premiul de golgheter și cel mai bun jucător. Și atunci am vorbit cu dânsul împreună cu tatăl meu și am decis să merg 2 săptămâni să dau probe. La început nu n-am avut nicio problemă cu regulile. Eu când m-am dus nu mergeam la școală pentru că eram înscris în Brăila și încă nu mă transferasem cu școala. Dar un program strict, un program cred eu cu care poți crește, mai ales să performezi. Să performezi. Ce înseamnă program? Adică Te-ai dus dimineață, la 13 ani. da, 12, 13 ani, da. Dimineață la 7:30 mic dejun, după care plecai la școală, 13:30 masă, odihnă la prânz până la 16, plecai la antrenament, veneai de la antrenament, masă, cină, și de la ora 20 aveai studiu, în care o oră trebuia să îți faci temele sau să înveți pentru următoarea zi. Device-uri, Nu. calculatoare, laptop-uri, telefoane, ceva? Aveam Am stat prima dată, am stat la Hotel Iachi, așa că erau două calculatoare în recepție, erau televizoare, dar atunci nu stăteam, ne jucam cu toții mai mult. Adică nu, telefoane, nu se punea problemă. Prima dată nu mi-a plăcut deloc, pentru că eram departe de casă, de prieteni, așa că și vorbeam cu mama mea și spuneam că vreau să plec, că nu-mi place, nu m-am acomodat. Și mama îi spunea tatei, tatăl meu suna și îmi spunea că dacă vreau să fac asta, trebuie să fac sacrificii foarte mari. Și până la urmă am tras de mine, iar după o perioadă de 6-7 luni, chiar mă acomodasem foarte bine și intrase totul în normal. Acolo presiunea venea de la domnul Hagi, care îți doreai să... Adică era o presiune foarte frumoasă, o simțeai, o presiune care te făcea să te simți fotbalist, cu adevărat. Da, și titlul Acolo, câștigat. într-un moment neașteptat oarecum. La fel, nu dădea multă lume șanse unei echipe tinere. Da, dar am avut și un lot foarte bun, echilibrat, adică dânsul a știut cum să-și facă echipa, cum să o construiască, în așa fel încât să ne batem la campionat. Era o echipă, adică
dânsul mereu s-a bazat pe jucători talentați produși din academie. Te gândeai că vei schimba vestiarul? Nu, niciodată nu m-am gândit la asta. Îmi plăcea foarte mult acolo. Mi se dădea încrederea de care aveam nevoie să cresc, fotbalistic și chiar ca și om. Și nu m-am gândit, până nu am luat campionatul, nu m-am gândit. Și nici după, am avut o perioadă după ce am luat campionatul de 2 săptămâni în care am fost în vacanță. Și mă suna domnul Hagi, mereu vorbeam cu dânsul, mi-a spus că, uite, îți dau vacanță și după vin în cantonament să te pregătești cu noi. Și vorbim după despre ce va veni. Dar acum să fii liniștit, de Steaua, ce pot să mai spun, orice copil își dorește să ajungă aici. Dar atunci, sincer, îmi plăcea foarte mult grupul de acolo și chiar nu mă gândeam la un transfer. Am fost primit foarte bine pentru că cunoșteam 4-5 jucători cu care ne-am și antrenat. M-a ajutat foarte mult venirile lui Tănase, Nedelcu, Benzar, pe Alibec îl cunoșteam. Adică mai erau câțiva jucători cu care am vorbit și cu care eram prieten, așa că nu mi-a fost greu în vestiar. Ce ți-a fost cel mai greu să te acomodezi aici? Mi-a fost greu cu mediatizarea asta foarte mare și cu articole neadevărate și chestiile care nu se vorbesc pentru a ajuta un fotbalist tânăr să crească. Mi-a luat ceva pentru că acestea au venit la pachet cu minutele puține pe care le-am avut la început, dar era clar că trebuie să muncesc, să trag de mine, pentru că să mă acomodez în primul rând cu stilul de joc, cu antrenamentele. Mi-a luat un an jumate, cred, ceva de gen. Dânsul, domnul Hagi, mi-a spus, uite, ai ofertele astea pe masă și am ales să vin aici. De ce nu ai ales străinătatea la acea vârstă? M-am gândit că mai bine vin aici, vin în București, la Steaua, să iau un campionat cu Steaua, pentru că îmi plăcea clubul, suporterii, așa că am zis că cred că pot lua și un campionat cu Steaua și după să fac pasul. Te împlinește și trofeul, dar când am ajuns aici am jucat și în grupele Europa League, am ieșit din grupele Europa League, adică au fost ceva performanțe. Doar titlul ne-a lipsit. Care ar fi plusurile pe care ți le oferă un club atât de mare? Și care ar fi și minusurile? 3 plusuri, 3 minusuri. 3 plusuri... Este o echipă mediatizată unde te vede toată țara și poți să progresezi și poți pleca mai ușor de la acest club. Un club care își dorește să joace cupele europene an de an, nu mai spun de campionat. Și ce pot să mai spun? Oamenii care sunt în jurul echipei. Și la minusuri? La minusuri că nu am luat campionatul, nu știu, noroc aș pune la minusuri. Și iată, ajungi în acest moment în care te lupți cu Gheorghe Hagi pentru câștigarea titlului. Cum se vede această luptă? O luptă strânsă și o luptă frumoasă, pentru că mi-a clădit această mentalitate să fiu campion și nu este întâmplător că Farul este pe primul loc cu grupul de acolo. Dar eu sunt la Steaua și e clar că îmi doresc să câștig, mai ales că vine acest meci între două echipe frumoase, două echipe care joacă un fotbal frumos, care își doresc să joace deschis. Așa că va fi un meci pe cinste, dar sper și cred că putem să câștigăm. Am încredere foarte mare în echipă. Cu jucătorii talentați este mult mai ușor să lucrezi, părerea mea, așa că nu trebuie să... Ca antrenor nu cred că trebuie să faci ceva în plus, doar să faci ce trebuie. Ca jucătorul să te simtă că ești alături de el, cred că asta ar fi cel mai important pentru un jucător talentat. Cum a fost și cazul lui Alibec, de exemplu. El voia să simtă că este important și că antrenorul îl place foarte mult și că îi dă încrederea de care are nevoie să poată să explodeze. Așa și la mine și la mai mulți jucători tineri. Cum ai reușit să redevii numărul 1 la FCSB după această perioadă, accidentări, critici, foaie de transfer,
Da, a fost o perioadă grea, nebună, dar... Chiar. Cum? Zic, a fost o perioadă așa nebună, cu foarte... Da, s-au întâmplat multe lucruri negative. Nu știu ce să spun, am plecat în vacanță, în decembrie, și am stat mai mult cu mine, m-am gândit ce vreau să fac, am pus în balanță și am zis că din ianuarie, de când încep campionatul, să mă pun pe picioare, pentru că este păcat de ce calități am. Chiar mi-am dat seama de calitățile pe care le am și am spus că este păcat să nu ajung mare. Ce ai făcut cu acea foaie de transfer? Aveai ok-ul de la patron? Am vorbit cu dânsul, mi-a dat o foaie valabilă, o lună, ceva de genul. Am vorbit cu dânsul atunci, în perioada aceea. Chiar am simțit un sprijin enorm din partea dânsului la acel moment. Mi-a spus mai multe chestii, am vorbit foarte, foarte mult. Și nu de fotbal, așa în general, de viață, de mai multe chestii. Și să zic că m-a mișcat ce mi-a spus. Și plus de determinarea pe care am avut-o și ambiția a făcut diferența. Dar v-am spus, din ianuarie m-am simțit alt om. Ți-ai schimbat rutina, viața de atunci? Muncești mai mult? Faci anumite lucruri? Da, muncesc mai mult. Mă pregătesc de partea din afara terenului, mă pregătesc foarte mult, partea fizică. Am crescut foarte mult în masă musculară și cam atât, nu fac multe chestii pe zi. Mai lucrezi și acum cu metrul? Da. De câte ori pe săptămână? Am văzut ce s-a zis, nu de 3 ori, nici n-ai când să... Păi o dată pe săptămână, înainte cu 3 zile de meci. Și nu numai, mai vorbesc așa, că nu este chiar mental coach, cum am văzut că vorbesc cu unii și am văzut ce spun, dar nu este un mental coach, este un prieten. Da, meseria pe care o are dânsul, da, așa se numește, dar la noi a devenit altceva, nu fac o sesiune, să spun așa. Mă întâlnesc și spun chestiile care mă deranjează și cădem de un anumit punct de vedere fiecare și mergem pe ceea ce trebuie să rezolv. Cred că Dumnezeu îți dă cât poți duce. Și când ceva nu s-a terminat, va veni de foarte multe ori până o să înțelegi lucrul acela și de ce nu s-a întâmplat ceva. Ce sfat ai pentru alți jucători care acum ți-au luat locul? Că până acum tu erai cel care primea toate loviturile, criticile, articole, cum ai zis tu, negative. Tot timpul aici scapă un jucător, iese la lumină, intră altul acolo, jos. Da. Păi trebuie să aibă încredere în el. Asta e cel mai important. Știu că este greu, că te mai sună unul altul să spună, bă, uite ce s-a scris, uite ce... La început este foarte, foarte greu, dar după când ajungi și îți dai seama pentru ce muncești până la urmă, pentru ce tragi tu, nu, n-ar trebui să mai bagi în seamă, pentru că oricât de bine ai jucat și în orice perioadă te-ai afla, oricum este imposibil ca unul să nu iasă să vadă invers. Și așa suntem noi oamenii, nu? Până la urmă. Cât ți-a luat să te obișnuiești cu stilul lui Gigi Becali? Cum ai spus și tu, că iese la televizor, vă critică, dar în privat poartă discuții ca și cum ar fi tată, apropiat, frate. Da. Țin minte că când venea la bază înainte, acum 4-5 ani, și știu cum vorbea cu noi aici, la televizor, cum este dânsul, este un tip mai vulcanic, spune lucrurilor pe nume, dar după când își dă seama și simte că suntem căzuți, să spun așa, știe să ne și motiveze, vorbește altfel când suntem aici. Ne poți spune câte oferte ai avut de când ești la FCSB? Le-ai numărat, ai ținut socoteala, câte au trecut pe lângă tine? Că în fiecare perioadă de transfer, cel puțin despre 10 cluburi s-a zis. Da, nu. Ce pot să vă spun, o ofertă chiar când a început pandemia, m-a sunat cineva din club la 10 noapte și mi-a spus dacă vreau să plec. Mi-a spus că este din America. Și a spus că a făcut o ofertă mare, care
se acceptă. Mi-a spus cât îmi doresc salariu, am spus cât vreau să câștig acolo, iar a doua zi am văzut altceva în ziar. S-au cerut mai mulți bani. Depinde în ce moment te prind asemenea discuții. Eu, pe mine m-a prins într-un moment foarte bun, așa că am spus, este binevenită oferta, dacă trebuie să plec, voi pleca, dacă nu, voi rămâne, pentru că și în acel an eram foarte bine, eram într-o perioadă foarte bună, așa că nu mă interesau foarte mult lucrurile astea, pentru că eram angrenați la campionat și atât mă gândeam. Adică nu, acel refuz nu a fost nimic, adică nu mi-a schimbat nimic. Ca să fie totul frumos, cel mai bine ar fi să luăm campionatul și să plec în această vară. Dar dacă vine o ofertă foarte bună pentru club și care nu se poate refuza, și vă dați seama, și bună pentru mine, este clar că voi pleca. Îmi va părea rău că nu am reușit să câștig un campionat, dar asta este viața. Ai fost destul de acid după meciul de la Cluj, în ideea în care foarte mult te-ai criticat. Ai criticat jocul echipei și multă lume a zis, dar de ce, că au jucat bine, cel puțin în a doua repriză. Se vedea așa că îți doreai mai mult. Nu știu, ai fost dezamăgit. Da, normal. Am fost dezamăgit pentru că noi am vorbit înainte, am spus că trebuie să mergem să câștigăm acest meci, clar, dacă vrem să fim campioni, nu mergem la CFR Cluj, ok, este campioana ultimilor 5-6 ani, dar mereu au fost meciuri strânse între ele, nu am mers acolo niciodată cu gândul să ne apărăm sau mai știu eu ce, să scoatem un egal, nu s-a pus, că am văzut că s-a vorbit că, domnule, că am făcut un egal pe terenul campioanei, dar nu asta este gândirea și nu asta este rezolvarea, plus că suntem pe locul 3, suntem în spatele lor. A fost un semnal de alarmă pentru că mă așteptam să începem meciul cum am început repriza a doua. Noi suntem un grup foarte unit, foarte, foarte unit, credeți-mă, și cu jucători care ne respectăm foarte mult între noi și tragem cu toții la aceeași barcă. Doar că a trebuit să, după acel meci, să nu luăm bă că uite că am făcut un meci foarte bun, că am scos un egal. Nu, am scos... Da, sau că am jucat o repriză bună. Nu, trebuia să începem meciul foarte bine cum am început repriza a doua și plus de asta să câștigăm. Explozia este principala calitate, așa că nu am fost șocat când am văzut rezultatul. Țin minte, a fost vara trecută. Venisem după accidentare și am dat acel test, dar ți-am zis, este principala calitate a mea și era normal și sper să mi-o îmbunătățesc. Nu știu, că nu... Vreau să joc foarte bine, din ce în ce mai bine, să-mi ridic nivelul. Prima accidentare la gleznă, pentru că eram la cel mai înalt nivel din cariera mea. Mă simțeam foarte bine, mă simțeam puternic. Nu credeam că mă poate doborâ ceva, nu mă gândeam la nicio accidentare. Eram foarte, foarte pozitiv. Mergea și jocul echipei, eram foarte bine cu toții. Și a venit acea accidentare dintr-o foarte mare dorință. Am băgat piciorul acolo din prea multă dorință. Trebuia să las mingea, să evit contactul, dar în meci nu mai gândești. Cum e relația ta cu David Popescu? Pentru că este mai mic, este un copil, ați tot schimbat rolurile, ba unul a fost lăudat, celălalt criticat, titular, rezervă. O relație foarte bună, suntem prieteni, adică nu este doar de colegialitate, suntem prieteni, vorbim foarte mult. Când suntem la bază ne strângem și nu numai cu Tavi, și încă 3-4 care stăm mai mult de vorbă. Calități are, nu mai are rost să vorbesc eu despre el. Sper să-și ridice nivelul și cred eu că dacă va avea încrederea de care are nevoie, va fi un jucător foarte important și pentru echipa națională, doar îi trebuie încredere foarte mare, cum la toți jucătorii tineri le trebuie așa ceva. Tu când ai simțit că ai primit cea mai multă încredere în carieră? La Farul, prima dată când am luat campionatul. Aveam ședințe cu domnul Hagi și te făcea să te vezi Maradona. Erai cel mai bun când intrai. Înainte de meci spuneai, n-am cum să nu joc bine, să nu fac ce mi-a spus dânsul. Așa mare încredere îți dă și
Se vede asta și la echipa dânsului, cum joacă cei tineri mai ales. Dacă stai cu campioni și asculți mesajele pe care ți le dau, este clar că poți recepționa și poți face alte lucruri de care nici tu nu credeai că le poți face. Știu că participă la antrenamente și de multe ori ia mingea și mai zice, uite, fă și tu ca mine. Și poate tu nu poți să faci așa. Cum e acel moment când îl vezi la vârsta dumnealui, pe ce fă ca mine și ție poate nu ți iese? Da, se mai băga la lovituri libere la sfârșitul antrenamentului și le punea ca și cum cu mâna. Dar vorbim de calitatea dânsului. Talentul ăsta înseamnă talent, nu se uită niciodată. Ce idole ai avut de pe plan local? Pe cine urmăreai când erai mic? Pe plan local, ți-am zis, prima dată l-am văzut pe Cristiano când și Van Nistelrooy. Aceștia erau. Adică îmi plăceau mie foarte mult, îmi plăcea și Manchester United. Prima dată mi-a plăcut echipamentul lor, de asta am fost atras și după de acei jucători, de public, de stadion. Dar mi-a plăcut foarte mult, spun jucătorii pe care încă i-am prins și pe care i-am văzut evoluând acum, când, nu de atunci de când eram mic, de când știam fotbal, învățasem fotbal. Mi-a plăcut Kipciu foarte mult, Cristi Tănase și încă unul și Nicușor Stanciu. Important este cum te simți tu bine, cum se simte fiecare. Eu dacă mănânc și fac ce face Ronaldo, s-ar putea că o să am două rupturi la următoarea zi și... Adică el are un... Da, așa cred. Fiecare suntem diferiți, așa că trebuie să vezi cum mergi tu, cum îți merge ție organismul, cum te simți tu cel mai bine. Plus de asta este clar că trebuie să mănânci mâncare sănătoasă, mâncare care te ajută și când mănânci, așa că eu cred că fiecare trebuie să-și dea seama de corpul lui. Te relaxează gătitul? Sau acum că e și cea mică? Acum că e și cea mică, trebuie să mai ajut și eu prin casă. Mi-a schimbat viața în bine. Prima dată n-am realizat, când eram mică, atunci când s-am născut, nu n-am realizat, dar când a început să crească, mi-am dat seama că trebuie să am grijă de ele până la urmă, pentru că am două fete în casă și eu sunt bărbatul, plus de asta, pentru că fetița mă va lua exemplu pe mine, așa că trebuie să fiu foarte atent la cum mă comport și cum îmi gestionez anumite situații. Cum au fost primele momente, contactul cu fetița ta? Eram în cantonament și am primit un mesaj de la soție, un telefon, la 3-4 dimineața și mi-a spus că să vin, că crede că va naște. Am plecat la Constanța, pentru că acolo a născut în bazin cu apă caldă. Am ajuns la Constanța și s-a născut la 8 și un sfert, 20 și 15. Adică am stat foarte mult acolo, am asistat la naștere, n-am avut nicio problemă. Nu realizam ce mi se va întâmpla. După care s-a născut și medicul mi-a dat-o în brațe și atunci este un sentiment cu care nu știu, n-am cum să-l explic. Petrec foarte mult timp cu ea, îi citesc poezii, este foarte atentă. Acum a început să spună câteva chestii acolo, așa că este super, super, chiar. Oricum eu mi-am dorit la 24-25 de ani să fac primul copil. M-am pregătit pentru treaba asta, așa că n-am nicio problemă. Simți că s-au liniștit lucrurile odată cu venirea noului antrenor? Nu știu să spun dacă s-au liniștit. La noi este liniște. Noi știm ce se petrece aici, știm cum e dânsul pe care îl vedem în fiecare zi. Poate asta este problema mediatizării, pentru că cei care mediatizează nu sunt aici prezenți, nu sunt la antrenament, prezenți ca să vadă ce se întâmplă cu adevărat. Așa că, nu pot eu să comentez, ți-am spus. Dacă simți pe Pinti un pic mai liniștit, pentru că după fiecare meci era lupa pusă pe el, pe declarații, pe
La antrenament fiecare își lasă problemele la barieră și le ia când pleacă, să spun așa. Adică nu l-am văzut schimbat. A rămas același om, același antrenor. Nu știu, n-am văzut nicio schimbare. Plus de asta, noi suntem liniștiți cu toții în acest club, mai ales la antrenamente. E vorba doar de să iasă totul ca la carte și atâta tot. Tot în presă a apărut că ar fi fost ceva discuții cu întoarcere la Farul la urmă. Da, am văzut acea știre și nu știu de unde a apărut, pentru că mă punea într-o lumină proastă și pe mine și pe cei de la Farul. Nu știu de unde, până unde, și am văzut și cu CFR Cluj tot la fel. Și a mai fost și acel episod cu Rapidul, bine, Adi Mutu a declarat. Da, aia a fost altceva, că a declarat antrenorul celor de la Rapid, dar eu nu vorbisem, n-am vorbit cu nimeni, cu niciun club nu am vorbit în acea perioadă, chiar nu știu de unde s-a scris așa ceva. Nu, n-am vorbit cu niciun conducător de club, cu niciun antrenor de club n-am vorbit. Dar ai luat în calcul acea variantă să nu pleci tot în Liga 1 sau nu știai că drumul tău este spre străinătate? Nu, n-am luat. Am vrut să plec în străinătate, e clar. De aici, în Liga 1, acum viitorul apropiat, este clar că nu voi merge. Cum ți s-a schimbat viața după acel european de la tineret, în care ai devenit idolul multor copii, a fost acea națională care a adunat iar oameni în aeroport? Da. A fost frumos, o experiență plăcută. Aveam un grup foarte bun, aveam calitate foarte mare în acel lot și eram și dornici de afirmare, adică acel campionat a fost pentru a te afirma, pentru a te vedea echipe de top, plus pentru că am jucat cu niște fotbaliști care au zeci de meciuri, sute de meciuri în Premier League. Ai și dat gol? Da, am și dat gol pe plan personal, a fost un meci foarte bun făcut de mine. Dar ți-am spus, per total a fost super, a fost o experiență foarte frumoasă și sper să o trăiesc și cu Naționala Mare. Bat meciurile la ușă și dânsul știe care va fi strategia și este acolo pentru a-și face singur strategia, să nu-i spună nimeni nimic, adică nu sunt adeptul cum au fost ceilalți jucători care au vorbit în presă. Nu știu, nu-mi place să mă autopropun. Ai avut și tu momente grele, dar ai preferat să... Normal, da. Să aștept să fii convocat, nu? Da, normal, da. Cafea sau ceai? Depinde, seara ceai, dimineața cafea. Roșu sau negru? Roșu. Mașină sau avion? Mașină. Primul lucru pe care îl faci când te trezești dimineața? Merg la baie, direct. Dacă ai păstra o singură rețea de socializare, care ar fi aceea? Instagram. Când ai dansat ultima oară? Nici nu mai știu ultima oară. Cred că la Cluj, înainte de meci, în camera de mesaj și ceva de genul. După ce ești nostalgic din copilărie, după ce tânjești? După pietrișul de pe jos cu care ne loveam. Ce te face special? Felul de a fi. Micul dejun perfect. Micul dejun perfect. Avocado cu două ouă și două felii de gem cu căpșuni. Când trece timpul cel mai rapid? Când ești condus. Dacă ai fi o fantomă, pe cine ți-ai dori să bântui într-o noapte din fotbal? Să bântui? Nu știu, pe Cristiano Ronaldo. Cel mai important lucru pe care l-ai învățat în viață? Să nu asculți de părerile altora și să ai încredere foarte mare în tine. Cine te-a format ca om? Academia Hagi. Și pe plan personal? Da, tot Academia Hagi.